Bună dimineața, dragii mei. O zi de miercuri, o zi mai frumoasă astăzi, să spun așa. Vorbim de vreme, pentru că e un 3 grade cu plus la Suceava, comparativ cu un 3 cu minus la Câmpul Lung Moldovenesc, așa, ca și exemplu. Sau cu un 4 cu minus la Vatra Dornei. La fel, temperaturi pozitive la Rădăuți și la Fălticeni, la fel 2-3 grade cu plus atât la Rădăuți cât și la Fălticeni. O zi posomorâtă astăzi, există șanse de precipitații în zona de munte. O zi cu norișori astăzi, soarele doar poate să apară așa, doar dacă se întâmplă ceva, adică se întâmplă în sensul că n-are ce face și doar apare așa pe aici, pe acolo, sporadic, pentru că în rest soare astăzi nu, spuneam doar norișori. O zi mai călduroasă, maxima zilei de astăzi, neva în jur de 2 grade, dacă vorbim de Suceava, Rădăuți și Fălticeni, cu plus, evident, o minimă undeva în jur de minus 1 grad. La fel stau lucrurile și la munte, minus 1 grad, minus 2 grade, minima cu o maximă undeva în jur de 1 grad, vorbim de Câmpul Lung și de Vatra Dornei. O zi, prin prisma vremurilor, o zi poate mai călduroasă decât ultimele două zile. Un pic mai călduroasă, se simte de dimineață. Nu vom avea ninsori încă, dar spun specialiștii că vor veni. Când? Ei cum? Când trebuie să vină ninsorile? Ieri dimineață, ieri la amiază, pardon, undeva în jurul orei 1 ora României, maestatea sa, regele Mihai I, a plecat dintre noi o personalitate, ultimul mare suveran, spun de trează, am văzut ziarele din Europa, ultimul mare suveran din Europa, plecat acolo sus. Drum bun, maestate. Bună dimineața, domnule Mihai Chira. Bună dimineața, Mihai. Bună dimineața, Dura. Da, ieri a fost o zi cumplită și urmează și alte zile cumplite. Decesul maiesteții sale a început marțea neagră pentru România și pentru Suceava. Ce spun cinstit. Deci ieri stăteai cu, dacă erai mai sensibil, stai cu punga cu șervețele în mână, din două motive. Ori râdeai de nu te puneai pe jos la știrile care le aflai, ori plângeai tot la știrile care le aflai. Ieri a fost necazul cu polițistul care... Nu, deci, îți spun, sunt momente în care nu înțeleg. Nu înțeleg, pe bune, nu înțeleg. De la adjunctul, de la, cum se cheamă? SIPI, sau cum se nu cheamă? Nu SIPI, Serviciu Special de Intervenții, în fine. Deci, Dan Ciprian Sfichi, Serviciu de Acțiuni Speciale, Serviciu de Acțiuni Speciale, a fost lovit direct în cap cu sabia, după pătrundere în forță în casa lui Alexandru Huțuleac. Bun. Da, detalii... Fără detalii... cască omul ăla. Ăștia intrau la o percheziție. Toți erau, puneau cu cască, așa. Toți erau pregătiți, toți erau. Dar uite că se vede și în fotografie. Cască, da. El era singurul fără cască. Și a intrat primul. Huțuleac, ceafălată. Una pe sobi, uști! Spuneau... Ce va fi la proces? Știi, nu? Da, știi că omul doamna era... judecător, m-am speriat când am auzit că e poliția și că vrea să... Am crezut că sunt niște prieteni care vor să-mi facă o farsă. Regret și mă pare rău că așa am înțeles. Nu, regret și... nu, recunosc și regret și fapta. Regret fapta. Deci, dar cât... știi că omul era în, era în control judiciar sau ceva de genul ăsta? Nu, terminase și control judiciar. Terminase control judiciar. Ei, mă rog. Nu era, sau mă rog, cel puțin era nu în zona traficului de droguri, cel puțin asta am înțeles eu, nu? Pentru asta a fost călcat de cei din la serviciile speciale, parcă nu așa ceva, da. Știi? Nu parcă de ceva legat de droguri. Spuneau în mediile, dacă vrei, medicale, nu că mă pricep sau nu mă pricep, dar era ceva de genul că au fost două lovituri, una în zona brațelor, pentru că prima dată a încercat să pareze. Și atunci când a încercat să pareze, brațul aproape că a fost retezat. Îți dai seama ce armă, ce sabie, că era o sabie de ninja. Tu știi cum tai sabia? Da, păi tocmai de aia. Deci sabia se duce ca... Cealaltă, după lovitură, m-a lăsat mâinile, a picat mâinile, nu l-a lăsat, l-a picat mâinile, cealaltă a fost în zona... Drept în față. Da, în față. Colegii lui până au intervenit, până... Da.
Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu și asta se întâmplă tot. În Suceava aveam, am avut nu acum câteva luni de zile celebrul deja caz VZT-ul, sper să nu greșesc numele, nu în gara Burdujeni și al doua. Da. Tăitor de 12 cm lungime și 5 cm profunzime în scalp? Da. Deci ca să-i spargi unuia capul, sunt cazuri în care dai în cap cu pietroiu, cu bolovanul de nu te vezi bine. Să bat, cad în cap de la înălțime. Nu se întâmplă nimica. S-a intrat în cap și 5 cm înseamnă cam atâta durea. Da. 3 degete. Deci a intrat în creier. Omul ăsta este legume de acum, gata. Da, spuneam să este la, a fost transferat la Iași, operat de 2 ori la Iași, pronostic rezervat al medicilor de acolo, de la neurochirurgie, sper să nu greșesc. Asta știi cum e? La Iași. Dumnezeu să-l ajute. Dumnezeu, singura speranță de acolo vine, știi? Pentru că ferească Dumnezeu. Înțeleg? Ferească Dumnezeu. Poate, ăștia... poate, poți să fiu răutecesc la ora asta? Dar nu se cade, nu? Nu, dar o glumă proastă poți să fac așa? Nici măcar. Nici măcar? Nici măcar. Mă gândeam așa, că poate îl nimerești în aceeași celulă cu VZT-ul și poate îi vin aceleași gânduri, Huțuleac, știi? Da, da, asta e și, da. Ar fi frumos, nu de alta, dar e păcat. Știi, erau, erau voci el care spuneau... În cazul ăsta și în cazul VZT-ul, știi, dreptatea trebuie făcută repejor, că trebuia, dacă o lași așa nu mai... Trebuia făcută, știi, la un moment dat erau voci, erau oameni care se întrebau ieri, știi, pe bună dreptate, știi, și spuneau de ce omul ăla, de ce nu mă omul ăla, că la nu-i om, de ce bestia aia, de ce mai este în viață? Știi, era o întrebare retorică și poate, poate nu chiar atât de ne la locul ei întrebarea vis-a-vis de... De ce naiba omul ăsta n-avea cască? Ăla, da. E o întrebare probabil la care nu o să poată știi răspunde nimeni, la doar el. În casă, doar la el. Mârlete în casă, care a fost odată anchetat pentru trafic de droguri și îți dai seama cam cât preț pune el pe lege, pe ordine, pe morală, pe că drogurile alea se duc de la copii, de regulă la copilaj se duc, nu se duc la bătrâni. Bătrânetul nu mai cu drogurile. Că nu. Deci omul ăsta dacă vindea droguri, clar că n-avea nicio treabă cu moralitate, n-avea nicio poveste. Bă, măcar ții o mică măsură de siguranță, te enervezi așa, știi, mă revolt. De ce trebuie să, de ce trebuie să pățească omul ăsta ceva pentru un gherțoi? Da. Da, pentru un gherțoi. Un interlop ordinar. Am așa, mă întreb, da. Mamă, știi cum? Așa îmi vine în minte întrebările, știi cum, în cascade, de-ți vine. Acasă să spun, știi, ăsta e unul dintre sentimentele mele după ce am văzut știrile de ieri, a fost, doamna prefect, ori faceți ceva, vă vorbesc foarte serios și mesajul e foarte clar, doamna prefect, ori faceți ceva și anunțați județul Suceava sub cod din ăla roșu de agresiune, cum a fost să instituim zonă de atenție, cum a fost la Șchia să o instituim Șchia, în tot județul, da. Oriceva nu e în regulă. Deci, Dorel, e groaznic ce se întâmplă. Sentimentul pe care ți-l lasă știrile pe care le vezi și știrile, crede-mă, nu sunt umflate, că n-aveau ziariști. Deci ăla dat în cap, polițistul tăia cu sabia, știi, ca în filmele alea, băi, hai, ieși afară. Femeia asta de la Vulturești, găsită, da. Poate 38 spui, de ani, da? 38 da? De ani, aruncată pe marginea drumului, da. E sentimentul pentru județul Suceava este că legea a fost de mult o poveste care a fost urcată în cui, precum ghetuțele lui Moș Crăciun, da, după, pe 25 decembrie, și le mai vedem la anul. Doamna prefect, poate nu-i momentul, poate sunteți prea sensibil, dar faceți ceva, naibii. Adică nu se poate așa ceva. Județul Suceava nu are, are un deficit de personal. Șeful poliției județene spune așa printre dinți la ultima conferință de presă, că de atunci, doamna prefect, am uitat să fac conferințe de presă, deși ne-a promis, deci am mințit așa pe bandă rulantă, o văd că minte în continuare, prin omisiune, că altfel nu, ne-a spus așa că 25% nu sunt pe deficit de polițiști, printre dinți, adică la modul să... Da. Nu avem șef la poliția județeană. Șef stabil, din 2000 și de pe vremea voievodului Boc. Da? Ce se întâmplă în județul Suceava? Șefii poliției este așa, e varză, poliția este varză. Cred că de la Todiruț încoace nu mai avem stabilitate. Nimic, în nimic, de... nimic. Am avut doar interimate, cred, nu știu de nimic. Ce am senzația asta, nu? Și ce se întâmplă în județul Suceava în momentul de față? Ce se vede? Ce se vede? Polițiștii pe bandă rulată, căsăpiți, căsăpiți, prietene, căsăpiți. Da, spuneam în al doilea și prefectul al doilea ce face? Caz la modul ăsta în Suceava. Instituie zonă de urgență la Șcheia. A, la Șcheia, stai că e parfum la Șcheia. Acolo nu se omoară, ai doar sfură din casă.
Să ne spune doamna prefect zilele astea, că tot e Crăciunul, să ne spune că a rezolvat-o cu ăsta de la... Că era ieri așa o veselie și o fericire pe la prefectura Suceava, de ziceai că s-a rezolvat problema cu Raru, știi, cu registrarea. Era ieri o victorie, toți beau prin prefectură. Bineînțeles, că nu serbez cu sărbătură și cu altceva. A rezolvat-o, le-am dat-o la ăștia de la Rar, gata, s-a eliberat la Rar acolo, toată lumea e veselă, fericită. Dom'le, apucați-vă de lucruri serioase, doamna prefect, vorbesc foarte serios. Deci, județul Suceava este județ, este sat fără câini, județ fără stăpân. Aici se întâmplă lucruri grave. Mai acum... Băi, atacă Holtz Industry, uși vai, cofră acolo, da, băieții aia, veseli. Ăsta l-o moare, dă în cap, femeii la Vulturești. Păi, te uiți, zici, mai Arbore, Arbore, nu uita de el, pentru că la Arbore am văzut primarul de acolo, Tiperciuc, sau cum îl cheam, nu știu, ceva, un nume îmi scapă, primar, de altfel, din zona puterii, primarul de la Arbore s-a plâns că are o problemă legată de siguranța cetățeanului, o problemă cam și ceva de genul celei de la Șcheia, acum câteva luni, și a cerut sprijin atât la București, a cerut sprijin peste tot să-i se rezolve problema, pentru că e ceva, un caz pe care nu-l poate controla, știi? Și poate că, într-adevăr, a trebuit făcut ceva. Nu poate, sigur a trebuit făcut ceva, pentru că... Hai că citesc, eu vorbesc foarte serios. Deci, nu greață, ca să nu zic, să nu folosesc cuvinte urâte, disprețul față de lege și față de ceea ce se cheamă cod penal și ce ar putea păți dacă încalcă legea, este evident. O iau de pagină în pagină, că nu are... așa, da? Polițist în stare critică după ce a fost lovit în cap cu sabia. De un suspect de trafic de droguri. Știi că băieții ați dus la suspectul ăsta de tragă la Huțuleac și au dus că, mamă, ce ai pe acolo? Păi nu știu, mă, mică, că am luat și niște droguri, nu vezi că am luat de Crăciun ceva și am luat și niște droguri pe acolo. Le-am pus prin cămară, da? Dăm pagina. Pa! Două fetițe de 10 și 13 ani au fost violate în repetate rânduri de concubinul mamilor. Bravo! Perfect! Perfect! Ce să mai... Deci, în momentul ăsta, îți dai seama, aceste două fetițe sunt, din punct de vedere psihologic, emoțional, niște epave în momentul de față, Dorel. Nu vrei să știi câtă muncă și ce mediu, în ce mediu trebuie să trăiască aceste fetițe ca să poată să-și revină, eventual să dea, să aibă șansa și norocul aceste două fetițe să devină mame, femei și apoi mame. Să vezi tu ce se poate întâmpla mai departe. Nu-ți vine a crede ce ecuație complicată este cu aceste două fetițe. Deci s-a rezolvat, da? Trecem, dăm pagina și ce? O femeie a fost ucisă și aruncată la marginea drumului la Vulturești. Doamne ajută! Hai să fie primit. Hai, asta e numai pe ziua de marți, da? E colecta pe ziua de marți. Da. Și asta e sala grave. Da. Asta e sala grave. Se celezipa la mărunte, și ai avut dreptate. Este într-adevăr de zi de marți. E zi de marți. Restul cu se întâmplă... 5 decembrie, accidente. Una dintre cele mai urâte zile de marți din istoria județului Suceava. Odată, ne-a murit regele, da. Dumnezeu să-l ierte. Și uite ce se întâmplă. Dar hai totuși să fim așa, știi cum, în spiritul Crăciunului și să spunem tuturor celor care au numele de Nicolae, Nicoleta, astăzi la mulți ani, să le urăm sănătate și să le dea Dumnezeu un prefect, să dea Dumnezeu un județul Suceava, un prefect pe care să-l doare sufletul când există o simplă încălcare a contravenției la rutieră, nu lucruri de genul ăsta. N-am nimic cu doamna prefect, să spun cinstit. Dar de la momentul în care a plecat dumneai, că să vezi că la Suceava și de atunci nu se întâmplă nimica. Nu se dă absolut nimica, ba din contră. Toate paginile din ziar sunt negre și doamna prefect este preocupată de, înscriere mașinilor la RAR. Te revolți instantaneu. Corect. Da, la mulți ani, într-adevăr, celor care poartă astăzi numele Sfântului Nicolae, Nicolae, Nicoleta, Nicu, Nicușor și așa mai departe, toate diminutivele legate de de Nicolae. Cununii, Nicomuniții. Ce vorbim, la mulți ani, cum spuneam, sănătate multă, Doamne ajută și multă înțelepciune. Uite, vezi, mergi la alta. Deci da. Ceva te gândești, bă, unde prind și eu ceva, știi, până la urmă. Astăzi de băut? Astăzi. Nu beau, știi că nu beau. Da, știi. De real. Lapte. Lapte, pe un par de lapte, din februarie. Din februarie m-apuc de treabă, dar până atunci mai stau. Da, într-adevăr, o perioadă complicată astăzi, sau mă rog, zilele astea, chiar o perioadă complicată și nu s-a terminat aici. Suntem în continuare. Județul Suceava este în continuare pe primul loc, evident, dacă întoarcem clasamentul. Este pe ultimul loc atunci când vorbim de siguranța rutieră. În continuare suntem pe ultimul loc. Asta ne spune așa, cele mai nesigure șosele se află în județul Suceava. Întrebarea este pentru că de ce? Ce facem noi pentru ca lucrurile să fie altfel de cum sunt? Am văzut ieri o interpelare, cred, a deputatului Balan vis-a-vis de acest lucru, dar mă întreb,
Eu stau și mă întreb, n-am văzut clasamentul să-l fi dat pe spate. Și ne întrebăm, băi, de ce suntem, mă, cei mai dintre cei mai? Care-i motivul? Adică nu-și fac autoritățile treaba, nu-și face, nu știu, în general vorbind, drumurile sunt așa cum sunt. Ce se întâmplă? Ceva se întâmplă. Ceva se întâmplă și poate în interpelarea asta a domnului prefect, a doamnei prefect, avem o problemă, faceți ceva? Nu, ar trebui, e una justificată. Ar trebui să facem ceva. Sau ar trebui să se întâmple ceva. Așteptăm de tare mult timp. Mă, sunt parlamentari care chiar se ocupă de ce e important în județul Suceava. Uite aici, doamna Cobuz a interpelat pe Ministrul Sănătății privind măsurile pentru combaterea obezității infantile. Da. Deci, Dorel, hai ca să ne înțelegem. Unii oameni luptă de la rădăcină. Da. Au găsit motivul pentru care... Merge treaba... Pentru care violurile sunt floare la noi, prin care tăierile de capete sunt crimele, au înflorit în ultima perioadă, în care nu avem polițiști pe stradă, dar, domnule, obezitatea infantilă, că și are dreptate, doamna Cobuz. Copiii ăștia cresc grași, n-au chef de muncă, n-au chef de alergare. Ajung cu ceafa lată și dau cu sabia. Și dau cu sabia odată în viață. Și atât. Că nu se duc să muncească, nu se duc să alergi. Păi să n-ai tu în Suceava. Dorel, este înfiorător. Hai să-ți o spun altfel. Lucrăm aici în zonă și de aia vedem lucrurile de aici. În alte părți trebuie să fie dezastru. Bun. În fața poliției județului Suceava, păi se circulă într-un sistem, se parchează într-un sistem, într-un fel, care nu vrei tu să știi. Deci, ei fac chestiile astea, mă. Polițiștii, mă. Lucrătorii la IPJ, lucrătorii la 0822, mă. Ei fac chestiile astea. Ei intră cum vor. Se termină. E o harabă bună întreagă. De atâta timp, am spus și eu o repet. Domnul Lungu, domnul Harșovski, domnul Lungu poate, nu poate că nu vrea dumnealui, că n-a zice, bă, nu-l interesează. Domnul Harșovski, îl văd, chiar este specialist în trafic, chiar este un om care se pricepe. Bă, mută, bă, naibii, trecerea aia de pietoni, care e la direcția silvică și dă în stadion acolo, mută-o la semaforul ăsta care l-ai plantat acilea la intersecția cu strada scurt. Da? De ce? E dezastru dimineața, este dezastru. Pleci 2 metri de la semaforul ăsta, te oprești la trecerea de pietoni de la poliție, da? Pentru că aici ai prins verde, acolo se blochează tot. E o nebunie întreagă, nu-i nicio gândire. Acolo, de unde te duci? Să te duci de la direcția silvică, să te duci în poartă la IPJ. Mută naibii trecea de pietoni în partea asta la altă cu 50 de metri mai sus. Că rezolvă situații foarte normală și firească. Nu, n-ai nicio treabă. Să vezi cum parchează pe strada scurtă, pe locul, pe scoarul ăla, pe banda, pentru făcut dreapta spre spital în sus. Da, da. N-au nicio treabă. Bă, dar nicio treabă. Știi cum? Cu așa o lejeritate și o greață pentru, ți-am zis, cu un dezmăț în privința, ce, n-am parcat-o bine? S-o ba mai pe mijlocul drumului? Deci n-au nicio treabă. Asta e Suceava în momentul de față. Tu crezi că lucrurile astea nu se răsfrâng ca și mentalitate spre restul? Bă, dacă eu în fața poliției fac ce vrea mușchiul meu, polițistul trece pe lângă mine și se uite așa în partea cealaltă. Păi eu fac ce vrea mușchiul meu, că e o țară cu democrație. Doamna Dan, Carmen Dan, nu face, anunța anchetă că vine la Suceava să vadă de ce polițistul purta cască. Doamne, luați-o pe colega dumneavoastră, pe subalterna dumneavoastră, că omologă nu-i pe subalterna dumneavoastră, doamna Mirela, Elena, a domnicăi, okay. Luați-vă de mânuță amândouă, da? Făceți-vă freza întâi frumos, așa, duceți-vă pe la coafor și mergeți și vedeți de ce nu sunt polițiști în Suceava. Nu de ce unul nu purta cască. Corect. Treziți-vă, femeilor! Dragi doamne, bună dimineața! Doamna prefect, luați-o pe femeia aceea, poate e din alt film, poate ai cu interceptări de pe acasă, o fi broiat-o ceva pe acasă, pe acolo, pe la dânsa și să priceapă, nu sunt polițiști, prietene. I-a trimis PSD-ul pe toți acasă, cu bani mulți. La 45 de ani, cu pensii imense. Și stau băiți acasă, uite și ei săraci. Am să-i văd pe toți. Că știi, vine și rândul cuiva din familia lor. Că n-ai cum, că așa e firesc. Doamne ferește. Păi n-ai cum, Dorel, la ritmul ăsta, n-ai cum. N-ai cum, corect, da. Orice se poate întâmpla, oricând se poate întâmpla. Vine Crăciunul, mi-e și frică să mă gândesc ce va fi în Suceava în perioada următoare. Deja a început, Suceava este sufocată și din lipsă de efectiv. Să bat doamnele în parcările de la mall să că nu cedează trecerea. Da. Și nu e de glumă. Deci asta se întâmplă de față. Alea erau să rupă gardul, știi, cele două fete, una din Botoșani, pe acolo, au făcut una stânga, alta dreapta, buf, dărâmat un stâlp, adică făcut treabă, ca lumea, nu, vorbe, oră, facem, mă, nu facem. Știi, și toți, bă, de ce vă luați din Botoșani? Bă, bravo, gata, ai înțeles, du-te acasă. Eu sunt vehement în această dimineață că sunt extrem de supărat de ieri. Vorbesc foarte serios. Și am zis, nu se poate așa ceva. Nu se poate să te doare capul de baluri, glumițe și alte treburi și să nu vezi care sunt adevăratele problemele județului. Bă, și să-ți pară bine și să fii bucuros și să fii insensibil când ești la guvernare.
Pe tine te doare de șțele de șasiu de la care n-au venit la rar, știi, anunți cu mare dezmăț și mare bucurie. Cineva a blocat niște serii acolo, așa da, mai departe. Mă, deci, ăla moare acolo, mă. Aia este violată și aruncată la marginea. Fetițele alea mijloc. Da. Deci, n-ai polițiști. Succesiune. Nu am văzut un polițist pe stradă, din nu mai știu ce înseamnă, sectorist, prieten. Da, bine, ți-e și frică să te gândești că dacă ești în afara Sucevei sau unei alte aglomerări urbane, da, aglomerări urbane alte, pune așa o chestie care se cheamă localitate, s-ar putea să fii surprins în cât te poți vine ție poliția. Da, la Moara ieri. Așa și când mergi drumul spre Moara, da. Așa, bă, două echipaje de poliție. Băieții, să mă ierte, respectul, frumoasă mașină, făceau recensământul la mașini, știi? Cred că sunt ăștia noi. Stăteau la Plesneală. Da. La Pocneală. Bă, deci, te uiți la ei, mai câți vin, pe bune, și întrebă, ce căutați aici, băiți? Ce cu voi aici, mă? Ce, care e problema voastră? A, că-l vezi pe ăla că depășește pe linie continuu sus, în vârful, da. Bravo, mă, la ta, mă, l-ai păzit, mă, l-ai făcut. Bravo, 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 băieți, siguranța forță. Siguranța rutieră, sigur că... Trebuie pe primul plan. Bă, dar nu-i înțeleg, mă, pe bune, nu-i înțeleg. Bă, dar duceți voi un pic așa mai... Mai acolo în aglomerația, nu unde e ciupeala. Bă, da, bă, dar este evident ce se întâmplă, prieteni. Bă, știi, uite așa, bă, nu se poate așa ceva. E un haos, într-adevăr, în tot ce înseamnă circulație și așa mai departe. Și nu știi cum să faci. Și mă gândeam, știi, în marile orașe și încercam să-mi fac așa o... Păi dacă ar fi, nu că în marile orașe nu sunt probleme de genul ăsta, nu că nu sunt, dar acolo există povestea aia, știi? Bă, de ce nu ridicăm, spre exemplu, de ce nu avem povestea asta? Nu e legal, mie, de ce nu ridicăm mașinile care sunt parcate așa cum sunt parcate? Nu se poate la noi. A, nu se poate la noi, am înțeles. Nu se poate, nu se poate. La fel cum, la fel cum nu se poate la noi, la trecerile de pietoni, știi, sunt orașe, sunt municipii în România asta, trecerile de pietoni protejate cu acele spinări de cămil, acele denivelări și așa mai departe, ca să oprești într-un final, adică să lași pietonul să treacă, nu că, dar știi, să o combine așa un picus. Nu există. Ce efort trebuie să mai facă în momentul de față Consiliul Județean? Cam ce ar putea să facă? Întreb și eu. Cu ce ar putea să mai vine Consiliul Județean Suceava în demersul său de a atrage turiști în Bucovina când începe genul ăsta, da? Polițistul murit cu sabie, omorât, tăiată capul cu sabia, fetițe de 10-13 ani violată, o femeie ucisă și aruncată la marginea drumului, asta e prima pagină. Da. Da? Și doamna Cobuz care e cu mortalitate, cu combaterea obezitatea. Da. Bravo, mă, copii. Hai în Bucovina. Băi, hai în Bucovina, că acolo e șmecherie, mă. E șmecherie. Acolo e de mers. Și da? Toate astea, când vezi... Și ghiți ce o să sară băieții în capul meu. Vai, Mihai, toți ipocriții, toți senzuali, știi? În arituri. Vai, Mihai, nu e bine să vorbim așa. Noi trebuie să luptăm pentru o imagine frumoasă. Nu, prietene, nu noi trebuie să luptăm. Noi trebuie să-i luăm de gât pe prefect, președintele Consiliului Județean, vicepreședinții Consiliului Județean, primar, viceprimar, subprefect. Că doamna Buliacu nu mai văd foarte activ în urma perioadă. De când gata, soții la direcția de pensii, gata, s-o liniștit. Doamna Buliacu nu mai are nici probleme. Nu mai văd. Au avut o săptămână de activitate cât a fost doamna Domnichi plecată în cuce, după care gata. Hai, doamna Buliacu, cum ta era altfel. Hai, două femei la conducerea prefecturii. Uite ce se întâmplă. Bă, poate nu asta e legătură de cauzalitate, prieteni. Poate nu e legătură de cauzalitate. Poate sunt eu răutăcios în dimineața asta. Dar mi-aș dori ca cele două doamne de la Prefectura Suceava, după ce ies în dimineața asta de la coafor, să ne convoace pe toți într-o conferință de presă, să ne spună, Chira, ai greșit. Pentru că am făcut aia, suntem aici. Nu. Ne-au promis conferință de presă săptămânale, doamna prefect. Gata, s-o termina cu săptămânale. Acum e cu bilunară, cred, nu? Și nici bilunară. E trimestrială ca să fie bine să fie rău. Și ca să spună Mihăiță, ai greșit, ar trebui să aibă argumente. Argumentele sunt astea? Astea sunt argumentele? Poate am greșit. Astea sunt argumentele? Poate am greșit. Poate, într-adevăr, sunt eforturi conjugate și consistente și acestea sunt doar niște scăpări. Atunci înseamnă că problema este mult mai gravă. Dacă eforturile sunt conjugate, se întâmplă lucrurile astea, înseamnă că problema e mult mai gravă. Hai în Bucovina. Da, luăm publicitate, dragii mei, și ne reîntoarcem și mai povestim.